Bună, Scorpion, și bine ai venit la citirea ta pentru prima jumătate a lunii septembrie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei cu luna, ascendent, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Scorpionului. De asemenea, dacă ești interesată sau interesat de cineva cu aspecte marcante pe Scorpion, ești binevenită sau binevenit la această citire. Eu voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Vă reamintesc de filmările zilnice pe Zodii, vă aștept și acolo, suntem deja destul de mulți, dar vreau să fim și mai mulți, să facem o energie și mai mare, și mai bună, voi înțelegeți la ce mă refer. Și de asemenea sunt și filmările pentru luna septembrie, da? pentru toată, toată luna, vedeți și acolo care sunt energiile. Acolo aveți și sfaturi din partea oracolului. Aici folosim doar cărți de tarot. Hai să vedem, dragii mei scorpioni. Și aveți așa, wow, îndrăgostiți. O arcană majoră și valetul de spate. Tare curioși sunteți, cum anume să faceți, ce să alegeți, ce să faceți. E o poziție de putere în care sunteți, o poziție înaltă. Poate aveți o vizibilitate publică mai mare în această perioadă. Poate aveți o persoană așa cam ca un soare în viața voastră care vă ajută, care pur și simplu v-ar putea ajuta să vă stabilizați din punct de vedere financiar Și faceți acolo un mic mare spionaj sau încercați să cunoașteți terenul Acum să știți că indiferent de ce alegeți, vin și consecințe bune și mai puțin bune Așa e mereu, indiferent ce alegem, e și o parte bună și o parte mai puțin bună Acum dacă voi sunteți tentați și știți că acea parte benefică vă face bucuroși, tot înainte. Oricum alegerea e ca și cum deja făcută în mintea voastră și dacă ar fi să fiți puși în aceeași situație, ați alege din nou același lucru și asta este foarte, foarte frumos în Arcana Majoră îndrăgostiții. Mai ales din tarotul mitologic, acesta este Paris, care trebuie să aleagă pe cea mai frumoasă zeiță, Atena, Afrodita și Hera și e cam dificil că o alege pe Afrodita și cele două se aliază și vine războiul dintr-o era, eu mereu m-am întrebat că dacă o alegea pe Atena sau pe Hera, nu tot așa venea alt război altundeva, da? Deci oricum ar fi lucrurile, dar acest tânăr de aici a trăit o poveste de dragoste absolut fantastică, chiar uh, legendară aș putea să spun, deci poate e ceva legendar care urmează pe nu știu ceva legendar ce urmează să trăiți, nemai văzut, nemai trăit, poate chiar veți rămâne o legendă pentru ceilalți și atunci lucrurile sunt benefice dacă vreți să mergeți pe această cale. Situația turnul ce gândiți voi nouă de monede ce simțiți voi nouă de bâte la baza manifestărilor 8 de bâte în exterior cavalerul de spade ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șase de spade, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți justiția, dragii mei scorpioni. Dar e o perioadă cu transformări profunde, da? Cred că ați făcut deja alegerea, sau cel puțin în subconștientul vostru, sigur ați făcut-o până acum. În primul și în primul rând, e o perioadă intensă pentru voi, o perioadă în care în exterior se face dreptate, se clarifică anumite lucruri. Tot ce ține de hârtie, acte, documente, se pune în mișcare, într-un mod total neașteptat. E un eveniment profund transformator peste noapte, care zdruncină ceva din temelii într-o relație anume din viața voastră sau în relațiile voastre la modul general vorbind și are legătură cu această alegere importantă pe care voi sunteți dispuși să o faceți. Turnul, ca și energie generală. Discutam mai devreme de o transformare profundă. Da, posibil că această alegere să zdruncine ceva din temelii. O relație, o situație anume din viața voastră e ceva care a fost construit, dar poate pe o bază instabilă și acum tot ce n-a fost lipit bine acolo cade ca la un cutremur. Sau poate chiar se așează lucrurile mai, mai, mai bine, dar eu tind să cred că totuși ceva se duce, ceva se destramă, ceva se dărâmă. Posibil voi prin alegerea pe care o faceți să destabilizați acolo anumite lucruri. Pentru că în exteriorul vostru se anunță o schimbare, o mutare, un drum, deci ceva oricum se zruncină, deci nu se așează lucrurile într-un mod mai benefic Adică, na, în sensul că să rămână așa, acum această zruncinătură poate pentru voi era ca o povară și abia așteptați să scăpați de acolo Că încă o simțiți aici, abia așteptați să ajungeți la mal, că nu simțiți că nu mai rezistați Hai să vedem exact despre ce-i vorba Cinci de spade. E vorba de cineva care își urmărește aici propriul interes și pune capăt la ceva anume. Poate puneți capăt la un parteneriat, la o asociere, într-o relație. Sau se încheie un ciclu, faceți o alegere și dați bumul, dați bomba și ce, ce se dărâmă, se dărâmă, ce rămâne în picioare, rămâne în picioare și mergeți mai departe. Dar e ceva care pur și simplu uh, v-a făcut să fiți, sau vă face să fiți încătușați. Nu vă simțiți liberi, nu vă simțiți bine, e un blocaj aici care poate a fost de mult timp, am luat prea multe cărți, dar asta este Și are legătură cu faptul că peste noapte găsiți o soluție prin un eveniment total neașteptat legat de acte sau legat de ideea aceasta de dreptate Parcă deodată așa vă vine ceva în minte, Dom, legat, domn știu ce vreau, uite că am găsit soluția are legătură și cu un copil pentru unii dintre voi sau cu ideea aceasta de putere, așa cum v-am spus și la început, de o vizibilitate publică mai mare sau de puterea pe care voi o aveți. Poate e o putere de conducere. Acum nu neapărat că sunteți șef la locul de muncă, dar poate aveți o putere altfel asupra celorlalți și în momentul în care apăreți undeva toată lumea se învârte în jurul vostru, cum se învârte planetele în jurul soarelui. Mai departe, ce gândiți voi? nouă de monede. E o perioadă în care banii sunt importanți pentru voi, o perioadă în care tot ce ține de finanțe capătă o importanță aparte. Stabilitatea, contractele pe care e posibil să le semnați. Pentru alții dintre voi m-aș gândi că are legătură și cu ideea aceasta de justiție, în urma căreia e posibil să obțineți niște beneficii. Da? foarte interesant sau discutăm despre o clarificare care apare în jurul vostru și care vă face să vă simțiți mai împliniți. Acum, Ana, Venus de pe 10-11 septembrie intră în semnul vostru și atunci Venus e planeta banilor, a iubirii și e normal să vă aduc acolo bani, finanțe, vă aduce de toate. Foarte interesant. Hai să vedem, dragilor, despre ce e vorba. Și aveți așa regele de bâte. Are legătură toată această poveste cu un bărbat din viața voastră care știe bine să negocieze. E un bărbat foarte activ, plin de viață, un bărbat care știe foarte bine să învârte acolo lucrurile. Poate discutăm de o negociere importantă sau de cineva care vă propune un loc de muncă cu mulți bani sau vă propune ceva o, nu știu, o împlinire da? foarte mare sau cineva care vă dă un cadou foarte mare pentru alți scorpioni. Hai să mai vedem. Și aveți așa, da, sunt niște bani pe care îi primiți de la acest rege de bâte sau un cadou pentru alții, dar e ceva foarte valoros, ceva care vă face pe voi să vă simțiți foarte împliniți în această perioadă. Vă stresați în egală măsură, văd aici, pentru că e vorba de o nouă etapă, poate de o nouă emoție, poate de un nou sentiment pe care îl aveți sau poate vă faceți griji în ceea ce privește relația cu acest bărbat, pentru că văd aici o altă emoție care se naște E o emoție așa de relaxare, e o emoție care pur și simplu e nouă pentru voi Nu știu, ori luați pauză undeva, ori mergeți într-un concediu, ori vă place atât de mult ce e acolo Încât vă simțiți extraordinar de relaxați, nici măcar nu simțiți că munciți Ce simțiți voi nouă de bâte? Păi vă simțiți așa cuprinși într-o furtună, așa cum spuneam sunteți pe un drum bun, e, sub, e cu succes, e cu vorbe bune, dar în egală măsură vă văd destul de agitație aici pentru că sunteți într-o furtună, sunteți într un bermudelor și e nevoie să ieșiți de acolo. Ieșiți dacă luați lucrurile cu calm. Vedeți că o ieșire este, mai aveți puțin până la mal, nu vă înnecați acum că E o perioadă în care posibil o schimbare, o mutare din jurul vostru, un drum, ceva care se petrece cu o persoană apropiată sufletului vostru, posibil să vă zdruncine, da, din acest punct de vedere și e nevoie să vă calmați. Hai să vedem despre ce e vorba. Luna, sunt niște elemente pe care nu le cunoașteți. Posibil chiar să aveți și tot felul de premoniții, tot felul de vise, tot felul de. Eu știu semne care apar în jurul vostru și care vă zdruncină. Pentru alții e vorba de, de niște lucruri care nu s-au spus sau de niște lucruri ascunse aici și tocmai acest fapt vă tulbură. Că oricineva nu cunoaște ceva anume, ori vă este teamă dacă se află. Alți scorpioni, nu știu, cărțile vă sfătuiesc totuși, aveți voi intuiție. Fapt avem că și eu am planete în scorpion, slavă Domnului, mai mult mă comport ca un scorpion. Acum, nu știu cum să vă spun. Știți că noi suntem intuitivi. Știm ce vrem mai bubuim în jurul nostru, mai ajutăm oameni, că na, suntem și noi ființe umane. Dar câteodată ne cam pierdem în toată această poveste cu intuiția și atunci ne agităm mai tare, ne facem tot felul de um, vise, tot felul de gânduri, tot felul de scenarii în cap și trebuie să avem grijă că să știți că la ce putere avem din punct de vedere energetic, nu numai noi, și alte semne zodiacale. E bine să ne cumpătăm pentru că e posibil să cam bubuim prin jurul nostru și nu e ok. Deci aici sfatul este să încercăm pe cât posibil să ne punem intuiția în aplicare, prin intuiție oricum vom găsi soluția, dar să nu rămânem acolo blocați că e posibil să mergem în extrema cealaltă și să ne, în loc să ne ajute să găsim o soluție din această furtună, o modalitate de a ieși, posibil să ne învolburăm mai tare. Da? Hai să mai vedem și avem opt de bâte niște discuții care au loc aici și care sunt care blochează, poate dacă discutați, da, poate pur și simplu, poate vi se propune altceva, e o propunere care vă face pe voi să vedeți lucrurile altfel, dar totuși e un blocaj pe o zonă a inimii voastre, poate pur și simplu sunteți blocați pe zona aceasta profesională, poate sunteți la început într-o anumită situație sau discutăm despre o relație. Care abia acum se stabilizează și e posibil să se stabilizeze într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum v fi așteptat voi Și atunci normal să simțiți apele astea mai învolburate în viața voastră La baza manifestărilor 8 de bâte, dragilor, e o perioadă în care se comunică foarte mult O perioadă în care primiți tot felul de vești total neașteptate O perioadă în care discutați foarte mult la telefon, vorbiți foarte mult cu ceilalți o perioadă în care se anunță succes pentru voi, chiar un, chiar uh... Uh, mai multe reușite, aș putea să spun, pentru cei mai mulți dintre voi Hai să vedem Și iarăși foarte multă pasiune Nu știu ce faceți, dar e cu pasiune și are legătură cu zona copiilor pentru unii scorpioni Sau chiar are legătură cu ideea aceasta de suflet pereche Poate e o persoană mai veche cu care, nu știu, se reaprinde o flacără Sau e o persoană mai veche cu care reușiți să ajungeți la o înțelegere uh, Și e ceva ce are legătură cu niște bani cu foarte mulți bani, foarte mare împlinire, iarăși din punct de vedere financiar. Poate primiți un cadou consistent, poate primiți o moștenire, primiți niște bani, găsiți un loc de muncă bine plătit, vă vin niște bani de unde nici măcar nu v-ați așteptat, că toată această poveste, iarăși, poate avea legătură și cu zona internetului, dragii mei scorpioni, și cu ceva care se pune în mișcare aici, și e în destinul vostru să mergeți pe acest drum, să faceți tot, toate aceste demersuri de aici în exteriorul vostru, cavalerul de spade. Un eveniment total neașteptat care se întâmplă în jurul vostru, cineva pleacă, cineva face o mutare, o schimbare, e ceva legat de hârtie, acte, documente și de o clarificare de situație. Hai să vedem ce cu acest eveniment. E ceva care se întâmplă într-un mod ascuns, e cineva care deodată așa răbufnește și e posibil să-și pună în aplicare tot felul de Frici da tot felul de moduri de a manipula situația, hai să vedem evenimentul în sine, asul de spade are legătură cu o decizie cu o clarificare, poate cineva așa pe neașteptat spune domnule, hai să clarificăm sau uite, hai că ți-am găsit un loc de muncă. Hai să clarificăm relația, hai să vedem ce e acolo. Bine, cealaltă persoană încearcă să învârtă lucrurile în favoarea lui sau în favoarea ei. Eu nu zic nu aici uh, cuiva nu-i convine. ceea ce propuneți voi nu convine, dar. Văd că până la urmă e cu reușită, până la urmă ori într-un moment de sărbătoare, ori pur și simplu ajungeți la o înțelegere, o înțelegere care poate are legătură, eu știu, cu ceva stabil, ceva pe patru roți, patru piloni, ceva stabil, o petrecere, o căsătorie pentru alții, da, poate aflați de așa ceva în jurul vostru. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți dragilor, șase de spade? Iar posibil această decizie să se ia într-o zi de sărbătoare, da poate eu știu, pe 8 sau na, spun și eu, e într-o zi de sărbătoare sau e într-o zi importantă pentru voi. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șase de spade? Cineva aici simte un aer nou, cineva se îndreaptă către voi sau cineva pleacă, cineva simte, schimbarea, mutarea, E cineva care pur și simplu face niște schimbări extrem de profunde pe inima lui sau pe inima ei. De asemenea, persoane de la drum posibil să vină către voi în această perioadă sau voi să faceți drumuri. Hai să vedem despre ce e vorba aici. Și aveți așa cavalerul de băte. E cineva aici care se aruncă cu capul înainte, e o persoană foarte plină de viață, o persoană care știe foarte bine ce vrea, e o persoană care e dornică, așa oarecum de aventură pentru alți scorpioni și e vorba de o victorie spre care se îndreaptă această persoană sau nu știu anumite personaje care vin către voi să sărbătorească această victorie. E o victorie de care vor mai ști și ceilalți e ca o petrecere aici și are legătură orică o rivală pentru doamne, ori are legătură cu o femeie foarte plină de viață, o femeie pozitivă, așa că o pisicuță care e posibil să aibă o importanță foarte mare în viața voastră. În egală măsură, posibil un anumit personaj în viața voastră să aibă o importanță destul de mare, în sensul că e posibil să vă ridice moralul, să vă ajute, să vă, să vă facă mai pozitiv, da, sau mai pozitive, nu știu, acum depinde, sunteți bărbați, femei, nu știu, se uită de ambele părți la mine. Cavalerul de cupe văd aici cineva care vine cu o ofertă către voi, dragii mei scorpioni, poate e o persoană cu care nu știu lucrurile, poate nu au fost serioase sau nu sunt foarte serioase, așa o aventură cu mult pat, acolo cu multă iubire, dar lucrurile se stabilizează ușor, ușor, în egală măsură, văd niște vești pe care le primiți de la un drum ce, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți justiția. V-am spus că cineva aici e posibil să vrea să semnați un contract, să clarificați ceva, poate pe zonă personală pentru alții dintre voi. Cineva care vrea să facă dreptate, vrea să spună lucrurilor pe nume, cineva care nu mai suportă toată această poveste. Și, dragii mei scorpioni, să știți că e o perioadă aici din viața voastră în care se cere foarte mult să aveniți pisica. Foarte frumos! Uh, e o perioadă în care se cere foarte mult de la voi, în egală măsură, să fiți uh, cât se poate de deschiși, pentru că e ceva de destin, deci e ceva cu dreptate pentru voi, în moment ce stați împliniți din punct de vedere financiar. E cu dreptate, da? nu e chiar 100% cu dreptate, dar 90-80% e bine pentru voi. Da? Regele de monede e ceva ce are legătură ori cu. Un lucru foarte important din punct de vedere financiar, e ceva care costă mult, e, e ceva care este destul de stabil. De asemenea, pentru alții are legătură cu un bărbat foarte înrădăcinat în propriile convingeri, un bărbat foarte uh, sigur pe el, un bărbat pe care vă puteți baza și posibil că această persoană să ia o atitudine destul de fermă, aș spune eu aici. Și e o atitudine care pur și simplu ține de negociere, e ca și cum vrea să negocieze ceva, e ca și cum încearcă să vă împace, să, să vă convingă de ceva anume din ce văd eu aici și e ceva ce are legătură cu o schimbare, cu o mutare, cu un drum, da? schimbare, viața voastră, schimbare pentru inima acestei persoane. Poate o persoană care dacă e vorba de o relație în care lucrurile nu mai merg și vreți să clarificați să știți că deja și-a găsit pe cineva sau își găsește în egală măsură văd aici un alt personaj care are legătură cu ideea aceasta de vindecare sau e un bărbat mai blând, mai iubitor un bărbat care v putea ghida un bărbat care este pentru inima voastră și văd aici ceva ce vi se propune, dragii mei scorpioni, posibil din două părți pentru alții și atunci să nu știți voi ce să alegeți. Foarte interesant. Dragilor, aveți o perioadă foarte profundă, o perioadă cu succes, o perioadă cu abundență foarte, foarte mare, o perioadă în care se produc schimbări în jurul vostru și, în mod special, o alegere pe care o faceți declanșează aici o schimbare absolut profundă și transformatoare pentru voi. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru prima jumătate a lunii septembrie. Este și filmarea pentru toată luna septembrie. În fiecare săptămână apar mesaje noi pentru fiecare semn zodiacal uh, din, parția, din partea, cărților de tarot și de asemenea este și tarotul zilnic pe zodii uh, unde vă invit cu mare drag să ne fiți alături. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la alte filmări.